Guvernul a aprobat un împrumut de la trezoreria statului de 1,1 miliarde de lei pentru a pune la dispoziția autorităților de management ale programelor operaționale resursele necesare pentru plata facturilor către beneficiarii de fonduri europene. Acest nou împrumut sprijină în continuare creșterea ratei de absorție, deoarece banii achitați acum beneficiarilor vor fi rambursați României de către Comisia Europeană după ce vor fi trimise documentele necesare, a declarat ministrul fondurilor europene Eugen Teodorovici, potrivit unui comunicat al ministerului. Banii vor fi folosiți pentru plăți către beneficiari de finanțări contracte prin intermediul programului operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, programului operațional sectorial Creșterea competitivității economice, programului operațional regional și programului operațional sectorial mediu. Pentru plata facturilor către beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul programului operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane au fost alocate fonduri în valoare de aproximativ 386 de milioane de lei. În același timp, pentru plățile către beneficiarii programului operațional sectorial Creșterea competitivității economice a fost asigurată o sumă de 320 de milioane de lei, pentru cei ai programului operațional regional 300 de milioane de lei, iar pentru beneficiarii programului operațional sectorial mediu 100 de milioane de lei, mai precizează Ministerul Fondurilor Europene.